Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut din incursiunile noastre anterioare, prin cuvântul lui Dumnezeu, cât de important este să avem o apropiere corectă față de Dumnezeu și de cuvântul Său. Nu ne putem apropia de Dumnezeu oricum. Chiar în acest capitol, cu numărul 18 din Evanghelia după Luca, am văzut ce a spus Domnul Isus cu privire la modul în care trebuie să ne îndreptăm către Dumnezeu cu rugăciunile noastre. De asemenea, el a folosit pilda fariseului și a vameșului pentru a ne arăta care este atitudinea potrivită a inimii ce caută apropierea de Domnul. Apoi, Domnul Isus a luat niște copilași și a pus în mijlocul ucenicilor, prezentându-i ca pe niște modele pentru cei ce vor să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi continuăm incursiunea noastră în capitolul cu numărul 18 și Domnul Isus continuă exemplele privitoare la atitudinea adecvată față de Împărăția lui Dumnezeu. Avem în fața noastră o relatare care îl implică pe tânărul bogat. Relatarea ce este prezentată și în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, de asemenea și în Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Și trebuie să ne cunoaștem că este o relatare excelentă. Domnul cercetează conduita tânărului bogat și noi toți avem de învățat de aici. Un fruntaș a întrebat pe Isus, spune versetul 18, Bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Isus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Domnul Isus Hristos îl determină pe acest tânăr să înțeleagă că, dacă are cunoscut bunătatea în Isus, acest lucru este adevărat pentru că Isus Hristos este Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Domnul îl îndeamnă să-i urmărească raționamentul. Astfel, el ar fi ajuns să-l accepte pe Domnul Isus ca fiind Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, așa cum făcuse reucenicii. Știi poruncile, îi spune Domnul, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Domnul Isus a adus în fața ochilor tânărului bogat cea de-a doua secțiune a celor zece porunci, secțiune numită Probitas. Această secțiune se ocupă de relația omului cu semenii lui. Prima secțiune se ocupă de relația omului cu Dumnezeu și este numită Pietas. Acest tânăr îndeplinea cerințele celei de-a doua secțiuni, dar nu și pe cele ale primei secțiuni. El avea nevoie de o relație cu Dumnezeu, care, evident, îi lipsea. Averea stătea în calea acestei relații. Legea îl condamna pe tânăr. Bogățiile erau o piatră de potignire pentru el. Pentru altul, probabil, piatra de potignire stătea în altceva. Este imposibil pentru om să intre în împărăția lui Dumnezeu prin intermediul bogățiilor sau al altor lucruri lumești. Numai Dumnezeu poate trece o cămilă prin urechea acului și numai El poate regenera. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Fiindcă mai lezne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Isus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Isus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevastă sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. În ciuda lipsurilor și a refuzului de a renunța la avere, mi se spune că Domnul l-a iubit pe acest tânăr. Bogățiile l-au despărțit pe acest om de Isus. Dacă l-ar fi urmat pe Domnul, ar fi venit la cruce pentru răscumpărare, pentru că la vremea aceea Domnul era foarte aproape de cruce. Cine era acest tânăr? Nu știm. Poate că și noi suntem la fel ca el. Nu știm dacă l-a urmat mai târziu pe Domnul. Să sperăm că da, dar voi, dragi ascultători, îl veți urma pe Domnul Isus? El vă iubește extraordinar de mult. Dar, atitudinea voastră, care este față de el? Spuneam că aceste discursuri au menirea să ne atragă atenția asupra atitudinii inimii noastre, atitudinii pe care o avem față de Dumnezeu. Iată că aici este vorba despre locul pe care îl ocupă Dumnezeu în viața noastră, importanța pe care el o are pentru noi. Dacă este vorba numai despre o religie pe care o avem, nu este suficient. Dacă este însă vorba despre o relație, atunci Domnul trebuie să fie pe primul plan, în tot ceea ce facem, în tot ceea ce gândim. Înainte de a ne apropia de următorul eveniment în care este implicat Domnul nostru, respectiv vindecarea unui orb, aș dori să spun încă un lucru. Criticii Bibliei găsesc aici o contradicție, din cauza că Matei vorbește despre doi orbi, în timp ce Marcu și Luca vorbesc doar despre unul. Și totuși, dacă citiți acest fragment cu atenție, veți vedea că Matei și Marcu se referă în mod evident la o lucrare de vindecare, în timp ce Isus se depărta de Erihon. Bartimeu, cel activ dintre cei doi, cel care a strigat Isuse, fiul lui David, este menționat pe nume de Marcu. Vindecare descrisă de Luca a avut loc înainte ca Isus să intre în Erihon. Și acest om a folosit formula de adresare fiului David, ceea ce poate duce la confuziile menționate. Dar să vedem mai bine ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au răspuns, trece Iisus din Nazaret. Adresându-i se lui Iisus cu formula a fiului David, el a recunoscut poziția de împărat a Domnului nostru. El știa că Domnul Iisus putea să-l vindece așa că nimeni nu-l mai putea face să tacă, Știa ce voia și avea mare încredere în Domnul. Purtarea Domnului Isus față de acest om este plină de tandrețe. Tot ce face El cu acest om este fascinant. Iată cum strigă omul acesta. Și el a strigat: Isuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Isus a oprit și a poruncit să-l aducă la El. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac?" Doamne," răspuns el, să-mi capăt vederea." Și Iisus a zis, Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit." Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. După ce a fost vindecat, el l-a urmat pe Domnul Isus având de aceste dată ochii deschiși. Ce va vedea acest om în câteva zile? Îl va vedea pe Domnul murind pe cruce. Un număr extrem de mare de oameni, cu vederea perfectă, nu l-au văzut pe Domnul Isus murind pe cruce nici până în ziua de azi. Și nici nu văd legătura acestei morți pe cruce cu viața lor personală și cu iertarea păcatelor lor. Dacă acesta este și cazul tău, dragul meu prieten, te rog, privește la el. Viața ta va fi schimbată, mai mult. Vei avea o nouă noțiune a ceea ce înseamnă a trăi. Dar să privim și mai departe la următorul capitol, capitolul 19. Acest capitol începe cu o altă întâlnire încântătoare, de această dată eroul fiind Zacheu Vameșul. Domnul Isus face un ocol prin Erihon pentru a ajunge la un om care se suise într-un dud. Luca este singurul evanghelist care ne relatează această întâmplare cu Vameșul Zacheu. Să ne amintim faptul că, în momentul desfășurării acestui incident, Domnul Isus Hristos este pe drumul spre Ierusalim, unde va muri pe cruce. În această călătorie însă, el se duce la Erihon. Isus a intrat în Erihon, spune versetul 1 din capitolul 19, și trecea prin cetate. Luca ne spune că Domnul trecuse prin ținutul samaritenilor mai înainte. Când a ieșit din Samaria, s-a îndreptat spre Ierusalim. Pentru un moment, pare să se fi depărtat de calea spre chin și moarte. Să fie oare chiar așa? Domnul Isus merge la Erihon pentru că acolo se află un anume păcătos. De fapt, în Erihon se află doi sau trei păcătoși pentru care face Domnul Isus acest ocol. Dacă pierdeți din vedere ce se întâmplă aici, veți pierde și mesajul acestui fragment. Erihonul a fost cetatea pe care Dumnezeu a dat-o în mâna lui Iosua. A fost pus un blestem asupra oricui ar fi încercat să reconstruiască această cetate. Omul care a reconstruit cetatea în vremea lui Ahab a avut parte din plin de acest blestem. În zilele Domnului Iisus, Ierihonul era ca un fel de stațiune, un sat de vacanță la celor vremuri. Mulți oameni își petreceau vacanța sau concediul acolo. În această cetate trăiau vameșii și oameni înstăriți. Vameșii erau un fel de mafie modernă. Ei erau cei care strângeau taxele astfel că erau disprețuiți de oameni. Mi se spune că Domnul Isus a intrat și a trecut prin Erihon. La fel, El a intrat și a trecut prin această lume, el nu a venit pe pământ pentru a rămâne aici, a venit pentru a muri. Eu am venit pe pământ pentru a trăi și sper să mai trăiesc mulți ani de acum încolo, cu voia lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar unicul scop al Domnului nostru era acela de a muri pentru păcatele lumii. Acest demers al său este oglindit în faptul că el a intrat și a trecut prin Erihon. Nu scăpați din vedere acest lucru. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor. În acest verset, iată, sunt spuse trei lucruri despre acest om. În numai aceste câteva cuvinte. Duhul Sfânt are o anumită metodă de a ne spune dintr-o singură trăsătură de condei tot ce trebuie să știm despre o anumită persoană. Astfel, din acest verset aflăm că pe acest om îl cheamă Zacheu. Când am aflat că Zacheu înseamnă pur, am început să râd cu poftă. Soția a venit în birou să vadă ce era atât de amuzant de puteam râde așa de tare. Imaginați-vă un vameș pur, dar lui Zacheu i-a fost dat acest nume când era doar un nou născut. Părinții lui l-au privit și au ajuns la concluzia că au cel mai frumos și mai drăgălaș copil din lume. Când a crescut, cred că mulți se distrau strigându-l prin erihon. Ce mai nume pentru o persoană care strânge biruri? Zacheu era mai marele vameșilor. Imaginați-vă cât de mult a trebuit să înșele acest om să ajungă în fruntea înșelătorilor. Părinții lui nu au visat niciodată că el va ajunge așa. Într-o noapte întunecată a trebuit să decide dacă se va vinde romanilor sau nu. Ca și el trebuia să plătească romanilor un anumit tribut pentru zona de pe care strângea biruri sau taxe. Firește că el strângea biruri mai mari decât le declara romanilor și astfel a ajuns bogat. Zacheu era șeful vameșilor. Renunțase, cu siguranță, și la religia lui. Nu mai avea acces și nu mai avea timp de templu. S-ar putea foarte bine ca el să fi fost vameșul care venise la templu să se roage, dar stătea deoparte și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Zacheu dorea să poată veni la scaunul îndurării, voia să se poată întoarce la Dumnezeu. Zacheu era bogat. El storcea tot ce se putea din ocupația lui. Nu se îngrijea de afacerile lui numai cu jumătate de inimă. Dacă mergea să strângă taxe de la o văduvă și acesta nu avea cu ce să plătească, el o dă de afară din casă. Dacă un om nu putea plăti, punea o ipotecă pe casa lui. Zacheu jefuise mulți oameni pe această cale. Deși luase cândva decizia de a fi vameș, Zacheu a descoperit că nici măcar toată averea din lume nu-i poate satisface inima. El își dorea să poată da timpul înapoi și să aibă un nou început o apucase pe o stradă cu sens invers și nu mai exista cale de întoarcere spre scaunul îndurării. Își dorea să aibă parte de îndurare, iar Domnul știa acest lucru. Domnul Isus s-a dus la Erihon cu scopul de a-l ajuta pe acest om. Domnul voia să-l ia pe Zacheu cu el și să-l ducă nu la Ierusalim, ci la crucea mântuirii. Dar să continuăm cu versetul 3. Acest om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Spuneam că unii au ajuns la controverse din pricina numărului de orbi cu care s-a întâlnit domnul la Erihon. Unii susțin că este vorba despre doi, alții numai despre unul. Ce ați spune de trei orbi vindecați de Domnul Isus? Dacă am spune că unul din ei era Zacheu, care nu putea să vadă cine este Isus din cauza mulțimii, fiindcă era mic de statură, n-am greșit prea mult. El avea ochi bun, dar fiind prea scurt, privirea îi cădea prea aproape de pământ. Fiind atât de mic de statură, Zacheu a trebuit să se urce într-un dud pentru a vedea mai bine. Mai mult, era și o anumită orbire spirituală. Dar din punctul acesta de vedere, erau mult mai mulți orbi în Ierihon și, din păcate, sunt foarte mulți și în zilele noastre. Zacheu nu a găsit nicio scară, așa că s-a urcat într-un copac. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă. În original, pomul acesta este numit Sicamonis, un arbore exotic, mare, cu lemn tare și cu fructe comestibile, asemănătoare cu zmochinele. Altă traducere redă Sicomor în loc de dud. Totuși, un astfel de copac are trunchiul subțire și este o distanță destul de mare până la primele ramuri. Cred că Zacheu a transpirat până a ajuns la prima ramură destul de solidă pentru a-l susține. După ce s-a instalat, a așteptat, convins că Domnul va trece pe acolo. Dar Domnul știa mai mult decât Zacheu. Domnul știa că într-un copac era un om care l aștepta, care aștepta să-l vadă. Domnul a trecut prin Erihon pentru a ajunge la acest om, la Zacheu. Isus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheu, dă-te jos în grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cred că Domnul a râs când a privit în sus și l-a văzut pe Zacheu în sicomor. Este adevărat că textul nu ne spune că a fost așa, dar este dificil să citești acest text fără să vezi umorul din el. Domnul s-a uitat la acel copac ca și când ar spune E bine, Zacheu, ai vrut să mă vezi. Te-ai chinuit să urci în acel copac. Acum grăbește-te și coboară. Să se grăbească. Dar și-ai rosit jumătate de zi cu efortul de a urca în copac. Totuși nu i-a luat mult să coboare. Este întotdeauna mai ușor să cobor decât să urci într-un copac. Domnul i-a spus lui Zacheu, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Domnul Iisus nu a spus că va sta în casa primarului sau în casa vreunui fariseu, deci în casa altei persoane importante din ținut. Avea de gând să poposească în casa unui vameș. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos Zacheu este vesel acum. Pentru el aceasta era o ocazie deosebită, plină de bucurie. Dar toți scârteau, spune Biblia. Cine sunt acești toți? Mulțimea bârfitoare. Ei își spunea unii altora, vă închipuiți, se duce să cineze în casa unui om păcătos. A trecut o perioadă de timp, nu știm cât de lungă, timp în care Domnul Isus a mâncat în casa lui Zacheu, dar nu a stat toată noaptea acolo. Ușa casei s-a închis și oamenii au rămas pe afară bârfind, dar nimeni nu știa ce se întâmplă înăuntru. Într-un final, ușa s-a deschis și cine apare în cadrul ei? Zacheu. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Acum, nu este vorba că Zacheu nu știa dacă a năpăstuit pe cineva, ce el spune, pe cei ce i-am nepăstuit, îi voi retribui acum, le voi răsplăti. Se întâmplase ceva cu acest om. El a recunoscut că i-a furat pe cei săraci și a promis să dea săracilor jumătate din averea sa și să înapoieze de patru ori mai mult de la cei pe care i-a nedreptățit. El acționa în conformitate cu prevederile legii mozaice. Uitați-vă, vă rog, în Exod, capitolul 22 și veți vedea ce face Zacheu. Ceva se întâmplase în lăuntrul lui Zacheu și acum el era un om nou. Nu ne este relatată conversația dintre Domnul nostru și Zacheu. Dintr-un anume motiv, Duhul Sfânt nu ne-a lăsat să vedem care a fost discuția dintre ei. Cu toate acestea, putem să ne imaginăm întru câtva ce a vorbit Domnul cu el. Pentru că știm că Domnul Isus aborda două teme când vorbea cu oamenii în general mai întâi nevoia omului și apoi capacitatea lui Dumnezeu de a împlini acea nevoie. Nu a fost nevoie ca Domnul să-i spună lui Zacheu că este păcătos. Zacheu știa că este păcătos și la fel știau și toți cei care îl cunoșteau. Domnul i-a spus că exista o soluție pentru problema păcatului din viața sa. El a spus, mă duc la Ierusalim unde voi muri pe cruce pentru ca și tu să poți veni înaintea scaunului de îndurare. Isus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Vedeți, Zacheu fusese alungat de la scaunul de îndurare din templu când acceptase să fie vameș. Acel scaun de îndurare îl prefigura pe Hristos și sângele lui vărsat pe cruce. Domnul voia ca acest om să știe că el merge la cruce și că va muri pentru ca să poate face ispășire și pentru păcatele lui. Și acest vameș l-a acceptat pe Hristos și a devenit un om nou. Iată și motivul pentru care Domnul Isus face un asemenea gest. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aș dori să observați că atunci când a ieșit la ușă, Zacheu nu a spus Vreau să-mi prezint și eu mărturia. Isus mântuiește și o crotește și satisface inima oricui. În loc de așa ceva, el a spus Voi da jumătate din bunurile mele celor săraci și voi îndrepta lucrurile care au fost greșite. Din această declarație a lui, eu știu că el a fost convertit. Dragul meu prieten, acesta este singurul mod în care lumea poate vedea că ai avut o întâlnire personală cu Isus, că Isus a stat în casa ta și odată cu el a intrat și mântuirea în viața ta. Cei din jur nu sunt convinși că ești un convertit pentru că mărturisești lucrul acesta, ci pentru că văd schimbările din viața ta. Dacă nu ar fi fost această schimbare în viața lui Zacheu, N-aș fi știut niciodată dacă vameșul acesta a fost cu adevărat convertit sau nu. Experiența lui Zacheu este un exemplu bun pentru ceea ce spune Iacov în epistola sa la capitolul 2, versetul 18. Dar vă zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. arată credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Zacheu și-a arătat credința prin faptele lui. El nu a vorbit despre credința lui, a demonstrat-o. Dragii mei, lumea de astăzi nu stă să asculte, ci vrea să vadă ceva. Lumea de astăzi are nevoie de un model. Zacheu avea ceea ce caută lumea să vadă. Isus cina împreună cu el și viața lui se schimbase. Drag prieten, Domnul intră și trece astăzi și prin orașul tău, prin satul tău, oriunde te afla, și vrea să cineze cu ceea ce nu-l cunosc. El vrea să vorbească despre Sufletul tău și despre mântuire, despre nevoia ta cea mai mare. A trecut el și prin casa ta? A bătut la ușa inimii tale? I-ai dat voie să intre? Dacă n-ai făcut-o încă, el încă mai așteaptă. Iată, eu stau la ușă și bat, este cuvântul său. Deschide-i, el va intra să cineze cu tine și tu cu el și vei avea o mare bucurie. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.